Greu de comentat ce s-a întâmplat aseară la Iași, unde CSE Turnul Severin a pierdut în minutul 91 jocul cu CSMS, o echipă accesibilă, dar care de această dată a avut mare șansă. O șansă care a însemnat și ratarea monumentală din minutul 90, când Zaharia și Vancea nu au reușit să înscrie în poarta ieșenilor. Nicolo Napoli a început jocul cu Marinescu în poartă, Milan Mitic Dandea, Bălău Giurgiu Olah, Golici Mutinio, Zaharia, Joel Thomas și Vancea. Pe parcurs intrând, Iordan, Dragalina și Buleică. Să vedem cum s-a marcat golul de 3 puncte reușit de sârbul Petrovici chiar la ultima fază a partidei. S-a apărat compact, s-a apărat bine jucătorii lui Napoli în rarele situații când atacanții lui Livicio Botariu au trecut. S-au apărat bine și portarii. Erghelegiu întoarce un adversar, dă mingea înapoi, e gol pentru Iași în minutul 90. Etapa viitoare, CSE Turnul Severin va întâlni pe teren propriu Rapid București, un joc programat pe stadionul municipal, sâmbătă, cu începere de la orele 19. Până atunci se speră că în aceste zile va fi finalizat și contractul de preluare a echipei de către un om de afaceri din Buzău. În localitatea Bacău s-au desfășurat sâmbătă și duminică întrecerile campionatelor naționale de neoaza la categoriile de vârstă 11, 13 și 15 ani. Sportivii de la CSE Metrobeta Turnul Severin au avut o comportare foarte bună, fiind foarte aproape de a cuceri și o medalie de aur. Sportivii noștri s-au comportat bine și foarte bine. Au luat cea mai bună medalie, cea mai bună clasare a fost a lui Stroiana Maria, medalie de argint în cadrul categoriei 36 de kilograme, unde colega ei de categorie, Ioviță Roberta, a obținut bronzul. Celelalte medalii au fost obținute de Vâlvoi Anda, locul 3, categoria 57 de kilograme, U15, Borontiș Andreea, 44 de kilograme, bronz, under 13. Și de asemenea Tomuț Diana, sportivă care face parte din Centrul Național, categoria plus 57 de kilograme, locul 3. Va urma cea mai importantă competiție pe plan intern, de la care se așteaptă de asemenea un rezultat bun pentru severineni. Cea mai importantă competiție a calendarului competițional oficial al Federației Române de Judo, Campionatul Național de Seniori, săptămâna următoare la Cluj. Ce obiective aveți? O medalie prin Lotoroșanu Alina, categoria plus 78 de kilograme. Vom reveni cu amănunte de la această finală pe țară. Au început întrecerile campionatului juniorilor 1 la handbal masculin. Echipa clubului sportiv școlar din Drobeta Turnul Severin a debutat cu un rezultat foarte bun, reușind o victorie categorică 46-18 în deplasare la CSS Universitatea Craiova. Un rezultat foarte bun pentru că, să nu uităm, în edițiile trecute de campionat, craiovenii ne-au cam învins. Rămânem în lumea sportului juvenil cu două rezultate și din fotbal. La juniori A și B, echipele clubului sportiv școlar din Drobeta Turnul Severin au învins cu 4-0 respectiv 2-0 CSE Turnul Severin în două partide disputate pe terenul de la Vânjumare.